doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giugiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale acestei ediții. Dezăpezire deficitară pe străzile din Giugiu. Incendii, copaci căzuți, persoane înzăpezite, bilanțul unei ninsori. După ninsoare vin zile cu gernă prasnic. Se reiau cursurile în toate unitățile școlare. Victorie pentru Astra în cantonament. 24 de ore de ninsori abundente și viscol au fost de ajuns pentru ca traficul din municipiul Giugiu să fie paralizat. Mașini lovite, stâlpi de protecție dărâmați și zăpadă îndepărtată doar parțial pe anumite străzi sunt doar câteva dintre rezultatele din primele ore ale celor care se ocupă de procesul de dezăpezire din oraș. Giugiuvenii sunt nemulțumiți de cum au decurs lucrurile și spun că ceea ce se întâmplă nu este decât o bătaie de joc. Duminică după amiază, după multe ore de când încetase codul portocaliu, Giugiu se afla în continuare sub zăpadă. Doar pe cele câteva șosele principale se putea circula, dar în condiții foarte grele. La mai bine de 24 de ore de când începuse să ningă, pe zeci de străzi nici nu se intrase cu vreun utilaj. De altfel, într-un interval de 2 ore și jumătate, timp în care ne-am deplasat prin toate cartierele orașului, nu am întâlnit decât 3 utilaje de dezăpezire, care acționau tot pe străzile principale. Până și străzi care străbat orașul aproape de la un capăt la altul, cum este de exemplu strada Dunării, erau sub nămeți și nici vorbă să intre pe aici vreun utilaj. Oamenii s-au descurcat cum au putut, adică au pus mâna pe lopeți și au făcut ei ceea ce trebuia să facă administrația locală. Din acest motiv au și transmis destul de elegant totuși aprecierile lor. Primăria! Continuați! Forță, primăria! Ne-a dat fatal așa anul ăsta! La domn primar să curăță la domn primar strada! Păi cum? Toată lumea se întreba unde sunt utilajele de dezăpezire și cum se face că timp de o noapte și o zi nu au reușit să facă față nici măcar pe străzile principale. Nu mai vorbim de faptul că fiind duminică, traficul ar fi permis o intervenție eficientă, care intervenție nu s-a produs, iar între timp mii de giurgiuveni au fost nevoiți să dea la lopată nu numai la intrările în locuințe, în parcări sau pe trotuare, ci și pentru a degaja străzile. Duminică după amiază, ora 16, de mult a ieșit Giugiu de sub codul portocaliu, numai că așa cum se vede și în spatele meu, cele mai multe străzi din oraș că sunt impracticabile sau se poate merge doar pe jos cu pasul pe aceste străzi. Aici ne aflăm aproape de școala generală numărul 8. Aceasta este una dintre străzile care duc la această școală. Este blocată nu numai de zăpadă, ci și de crengi căzute în noaptea care a trecut din cauza vântului și pe care nici până acum nu le-a ridicat nimeni. Am mers de vreo oră și jumătate, aproape 2 ore, prin tot orașul. Singurele străzi care se pot numi practicabile sunt cele principale și acestea sunt cele 2-3 pe care le cunoaște cu toții: șoseaua București, bulevardul Mihai Viteazu, bulevardul Eroilor, actual I.C. Brătianu. În rest, străzile secundare, așa zis secundare, deși sunt foarte importante și sunt foarte lungi, cu mulți locuitori care se chinuie acolo să iasă de pe aceste străzi, nu au avut parte de utilaje în această după-amiază, nici măcar de-a lungul întregii zile, deși de 24 de ore știm cu toții că suntem sub cod portocaliu, iar acest cod portocaliu a fost anunțat și cu 2 zile înainte. În cursul zilei de ieri, giurgiuvenii au fost nevoiți să circule pe carosabil. Aceasta pentru că, în condițiile în care nici străzile nu erau practicabile, despre dezăpezirea trotuarelor nici nu s-a mai pus problema. Între timp a fost nevoie să intervină utilaje aduse de la diverse firme private sau de la întreprinzători locali. A fost, prin urmare, un prim examen serios pentru municipalitate, un examen pe care nu a reușit să-l treacă. Ninsoarea din ultimele zile au pus din nou la grea încercare autoritățile județene responsabile cu dezăpezirea. Un drum național și mai multe drumuri județene au fost închise, iar multe localități nu au avut energie electrică. Odată cu potolirea viscolului au venit și veștile bune. Acum se poate circula pe toate drumurile din județ, dar problemele nu au dispărut, întrucât se anunță gernă prasnic. Ca în fiecare an când ninge, autoritățile giurgiuvene se confruntă cu mari probleme. Oricât de mult s-ar pregăti, oricât de mult s-ar lăuda cu faptul că pot face față oricăror situații, în final sfârșesc cu aceea sintagmă: am fost luați pe nepregătite. Așa s-a întâmplat și de această dată, când în numai 24 de ore din ninsoare, străzile din municipiu au devenit adevărate capcane pentru șoferi, dar și pentru pietoni. La numai o zi de la încetarea codului portocaliu, autoritățile locale au demarat procesul de dezăpezire,
însă fără prea multe realizări. Dacă pe arterele principale se mai poate circula, nu același lucru îl putem spune despre străzile adiacente, unde lopata și mătura sunt accesoriile de bază. De exemplu, zona din vecinătatea școlii numărul 5. Aici și dis de dimineață am găsit câteva persoane care încercau cu greu să își desăpezească mașinile și să facă loc pe lângă containerele pline cu gunoaie. Vrednicia lucrătorilor în această zonă nu a trecut neobservată. Sunteți mulțumit de cum a decurs dezăpezirea în municipiu? Cum vedeți, destul de slab. Pe deasupra a mai lovit și o mașină, aici pe colț, la un vecin de nostru. Mașina de dezăpezire? Da, o volă de aseară. Vorbi cu ei acum și au zis că știu despre ce e vorba, dar încă n-au anunțat pe nimeni. Dar vedeți că sunt chiar acolo vecinii, chiar discută cu ei, mi se pare. Au lucrat ca fără nicio conștiință, fără nimic. Dacă nu stăteam lângă mașină, ieri am ieșit, te-am rugat frumos, civilizat, domnule, o mașină. Uitați-vă ce au pus aici. Am stat, am fost nevoit să stau la mașină ca să nu pună pe mașină. Și a zis că iau o lucrare de la primărie. Asta a fost declarația lor. Au rupt mașina, au rupt barele, au făcut dezastru. Sunteți mulțumit în rest de cum a decurs procesul de dezăpezire? Nu, absolut nu. Păi uitați-vă, dumneavoastră să vede ce mulțumiți. Se lucrează ca să ne aflăm în treabă. Nu, nu prea e bine. Nu prea e curățat. Asta e. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce trebuiau să facă? Mai devreme, mai și pe aici, la școala numărul 10, care trebuie, dacă începea copiii astăzi la școală, ce trebuia să... E foarte greu. Și am mers, au venit ieri după amiază, mai după la 11, așa, a venit să curețe. Altă zonă, aceleași probleme, zăpadă, nervi și străzi aproape impracticabile. Ce să vă spun, total nemulțumită. Ieri am venit, m-am întors acasă, după o zi de muncă, am încercat să intru pe șoseaua București, în jos spre școala numărul 8. Erau cablurile până la pământ, cabluri electrice, internet, nu știu. Am ocolit parcul Mihai Viteazu, am încercat să intru pe Negru Vodă, am rămas suspendată, m-am stat acasă, am luat lopata, stau foarte aproape, dar din păcate nu am reușit să intru pe nici o parte să merg acasă în parcare. Ieri până aici am putut să intru, ieri dimineață. Deci total nemulțumită. Așa ceva nu este posibil. Plătim taxe, plătim impozite, nu se face absolut nimic. Nu știu ce firmă, cine se ocupă de acest proces de dezăpezire, dar așa ceva nu se poate. Și din nefericire așa pățim în fiecare an. Nici în zonele cu case situația nu este mai plăcută. Sunt încă străzi unde zăpada depășește 40 de centimetri, cum este și cazul străzii unde se află sediul Direcției pentru Cultură. Astfel de situații sunt întâlnite în tot orașul. Conducerea operatorului zonal de apă și canal a anunțat că alimentarea cu apă nu a avut de suferit în municipiul Giurgiu în urma căderilor abundente de zăpadă. Serviciul de apă și canal a funcționat fără sincope și singurele probleme la alimentarea cu apă potabilă au apărut parțial în localitatea Slobozia din cauza întreruperii curentului electric. Ninsoarea abundentă și fricul de peste noapte nu au creat disfuncționalități în activitatea operatorului zonal de apă și canal. APA Service SA nu a înregistrat sincope în alimentarea cu apă pentru gospodăriile și instituțiile din municipiu. Zăpada e benefică, numai că a adus câteva probleme cotidiene odată cu venirea ei. Din punctul nostru de vedere al operatorului de apă și canal, n-am avut niciun fel de sincopă. Serviciul s-a derulat pe această perioadă fără niciun fel de reclamație. Dacă în municipiul Giurgiu nu au apărut neajunsuri în ceea ce privește alimentarea cu apa populației, mici probleme au apărut în localitățile Slobozia și Mihăilești. Singurele două probleme pe care le-am avut țin de alimentarea cu energie electrică a stației de pompare de la Slobozia, care a rămas fără electricitate de sâmbătă noapte de la ora 2 noaptea și de-abia astăzi la 12 a fost repusă sub tensiune. S-a mers și acolo cu prin cădere liberă, principiul vaselor comunicante, în câmp la captare am avut curent și am umplut rezervorul. La Mihăilești de asemenea am avut o problemă care a ținut tot de alimentarea cu energie. Am rezolvat-o și acolo, am primit mai repede acolo la stația de epurare
energie electrică, am avut și grupuri electrogene care au funcționat și colo și colo. Una peste alta, pentru noi acest viscol n-a însemnat mare lucru, în sensul că tot suntem în permanență aici, am avut utilaje, am dezăpezit acolo unde a trebuit să avem acces la captări și la hidrofoare și așa mai departe. Având în vedere că se anunță temperaturi scăzute în următoarele nopți, APA Service SA recomandă utilizatorilor să ia măsurile necesare protejării branșamentelor și a căminelor de apometru împotriva înghețului. Pe fondul înrăutățirii vremii la nivelul județului Giurgiu, Comandamentul Județean pentru Situații de Urgență împreună cu ISU Vlașca și celelalte instituții implicate în gestionarea situațiilor de urgență au avut de rezolvat zeci de probleme. Incendiile la locuințe și mașini, degajările de drumuri după căderea stâlpilor sau copacilor și salvarea vieților omenești au reprezentat doar o parte din intervențiile la care au recurs cei abilitați. Ninsoarea abundentă de pe raza județului Giurgiu a făcut ca cele mai multe dintre intervențiile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să se deruleze pe fondul salvării a 76 de persoane, deblocării de sub nămeți a 56 de autovehicule, al degajării, în 10 cazuri, a stâlpilor și copacilor de pe carosabil. S-a acționat și pentru stingerea unui incendiu la un imobil, dar și pentru a altuia la un autoturism. Tuturor acestor eforturi li se adaugă 9 intervenții SMURT. Cele mai complicate acțiuni întreprinse între 16 ianuarie ora 20 și 17 ianuarie aceeași oră le-am aflat chiar de la locul unde a fost organizat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Ca și activități care au necesitat un grad mare de implicare din partea autorităților și a instituțiilor cu care noi cooperăm în gestionarea situațiilor de urgență, aș dori să vă informez că a fost o intervenție deosebit de dificilă pentru salvarea unui copil de un an din localitatea Rălești. S-a acționat pentru salvarea unui bătrân cardiac din localitatea Stănești. Este o intervenție de aseară. De asemenea, s-a acționat tot cu șenilata pentru salvarea unui bătrân care avea o fractură la nivelul membrelor inferioare. Toate aceste intervenții, și ați văzut că nu au fost puține, s-au derulat prin coordonare de la acest centru pe care noi l-am înființat la nivelul ISU Giurgiu și în care au fost implicate toate autoritățile locale cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență. Ninsoarea din ultimele zile a pus din nou la grea încercarea autoritățile județene responsabile cu dezăpezirea. Un drum național și mai multe drumuri județene au fost închise, iar multe localități nu au avut energie electrică. Odată cu potolirea viscolului au venit și veștile bune. Acum se poate circula pe toate drumurile din județ, dar problemele nu au dispărut, întrucât se anunță gernă praznic. Ninsoarea abundentă din weekend, însoțită de viscol, a creat mari probleme pe drumurile județene și naționale din Giurgiu. Singurul drum național închis a fost DN5B între Giurgiu și Ghimpați, urmat de o serie de drumuri județene unde viscolul a troienit zăpada pe carosabil, iar vizibilitatea a fost extrem de redusă. Până aseară la ora 24 am avut mai multe drumuri județene închise temporar. Acest precizie am luat-o împreună cu Inspectoratul de Poliție. Am avut închis DN503A între Giurgiu și Oncești, 504A Giurgiu-Putineiu, Giurgiu-Izvoru, 607 Giurgiu-Gostinu, 603 Mihai Bravu, Schitu. Odată cu încetarea viscolului și a ninsorii s-a putut interveni cu utilajele de dezăpezire, astfel că la această oră niciun drum județean sau național din județul Giurgiu nu este închis. Toate drumurile sunt practicabile, unele aseară pe o singură bandă, acum începând de dimineață și când vă dau acest interviu, se lucrează, utilajele lucrează, să fluidizăm circulația pe două benzi. Am avut probleme datorită viscolului și acelor șoferi care au abandonat mașinile și acest lucru l-am întâmpinat pe DG503A la Bălanu, pe 504 la Vieru și pe 507 în zona Oinacu. Pentru zilele următoare nu mai sunt anunțate ninsori, însă problemele nu se vor sfârși aici, întrucât sunt anunțate zile extrem de geroase, iar autoritățile trebuie să intervină de această dată cu material antiderapant. La Giurgiu, temperaturile vor ajunge chiar și la minus 20 de grade Celsius pe timpul nopții.
După ce timp de 24 de ore Giurgiu a fost sub incidența codului portocaliu de ninsori și viscol, de această dată o altă atenționare a fost emisă pentru județul nostru. În intervalul 18 ianuarie ora 23-21 ianuarie ora 10, vremea va fi deosebit de rece în majoritatea regiunilor. În intervalul menționat, giurgiuvenii se vor confrunta cu temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius. Zăpada și gerul au pus stăpânire pe județul Giurgiu. După ce giurgiuvenii au trebuit să facă față ninsorilor abundente din ultimele zile, vor avea de confruntat alte fenomene meteorologice. De această dată, ger decrapă pietrele. Astfel, Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru majoritatea regiunilor o informare de ger și intensificări ale vântului în perioada 18 ianuarie ora 23-21 ianuarie ora 10. În intervalul menționat, giurgiuvenii se vor confrunta cu temperaturi de până la minus 20 de grade. În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în majoritatea regiunilor. În sudul, estul și centrul țării vor fi temperaturi maxime preponderent negative, iar dimineața și noaptea va fi ger cu temperaturi minime de minus 15 la minus 10 grade, iar izolat în Muntenia, Oltenia și sud-estul Transilvaniei se vor înregistra valori termice în jurul a minus 20 de grade. Deci cuprinde și zona noastră, zona de interes, zona Giurgiu, da? Vom avea temperaturi foarte scăzute. În noaptea de luni spre marți, 18-19, în prima parte și în prima parte a zilei de marți, 19 ianuarie, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, temporar vântul va mai avea intensificări cu viteze de 45-50 de km la oră, izolat peste 60 în zona litorală, spulberind zăpada depusă în zilele precedente. Deci e de interes că suntem la graniță, suntem vecini cu zona la care se face vorbire, despre care se face vorbire, și Giurgiu a fost în centrul atenției cu acea avertizare portocaliu, deci vântul poate și aici să atingă viteze de 30-40. În condițiile temperaturilor foarte scăzute, mărind senzația de rece, de frig. Vremea se va menține deosebit de rece, local geroasă, noaptea și dimineața până în jurul datei de 26 ianuarie. Săptămâna viitoare vom avea parte tot de vreme geroasă, însă puțin mai caldă decât cea din această săptămână. Chiar și în aceste condiții, vremea este mai rece decât normalul perioadei. Potrivit meteorologilor, o îmbunătățire a vremii se va produce abia la începutul lunii februarie. Zăpada le-a oferit elevilor din județul Giurgiu o mini-vacanță după ce s-a decis ca azi toate unitățile de învățământ să rămână închise. Bucuria copiilor este de scurtă durată pentru că de mâine toate școlile și grădinițele vor funcționa după program normal. Din cauza ninsorii abundente care a blocat mai multe drumuri județene, s-a decis ca azi cursurile să fie suspendate în toate unitățile de învățământ din județ. Un prilej de bucurie pentru copii, dar și un răgaz dat autorităților pentru a interveni în zona școlilor cu utilajele de desăpezire. La această oră nu mai sunt probleme, așa că Inspectoratul Școlar Giurgiu a decis ca de marți, 19 ianuarie, cursurile să fie reluate în toate unitățile de învățământ. Începând din 19 ianuarie 2016, toate unitățile școlare din județ reiau cursurile semestrului întâi al acestui an școlar. Nu mai sunt probleme în nicio zonă a județului. În ceea ce privește recuperarea orelor pierdute din ziua de 18 ianuarie, unitățile școlare sunt cele care vor lua o decizie în acest sens. Pentru ziua de 18 ianuarie, respectiv recuperarea cursurilor, fiecare unitate școlară va hotărî modalitatea în care se va face acest lucru. Fie pot opta pentru recuperarea într-o zi de sâmbătă a întregului program, fie fiecare disciplină, fiecare cadru didactic va avea în vedere recuperarea temelor din programa școlară pentru ziua aceasta. Reluarea cursurilor a fost decisă de Inspectoratul Școlar Giurgiu după ce s-a analizat situația din toate localitățile județului, în urma căreia s-a stabilit că nu sunt probleme și că toate unitățile școlare își pot relua activitatea în condiții normale. Consilierii municipali nu au aprobat regulamentul pentru instituirea unor restricții de circulație în anumite zone ale municipiului sau, altfel spus, nu au aprobat schimbarea sistemului prin care este încasată taxa pentru trafic greu. Potrivit propunerii conducerii primăriei, această taxă ar fi urmat să fie achitată unor firme private, ceea ce ar fi încheiat în acest sens un contract de colaborare cu municipalitatea.
Accesul autovehiculelor de peste 7,5 tone în interiorul municipiului este permis doar prin achitarea unei taxe, o taxă care se plătește la chioșcurile instalate în oraș încă din 2012. Pentru că această activitate provoacă pierderi de circa 1 miliard de lei vechi anual a DPP-ului, a fost propus un proiect de hotărâre prin care sistemul să fie modificat. Pe lângă faptul că 17 angajați de la ADPP ar fi trebuit să fie trimiși în șomaj și se pare reangajați la altă societate a primăriei, taxa ar fi urmat să fie achitată prin intermediul unor firme din oraș pe baza unor contracte de colaborare. Va înlocui aceste taxe, cu aceste pierdere, să le zic, cu alte venituri. Eu nu știu acum dacă nu ați să măsură să ne spuneți, puteați înlocui, dar nu mă refer la credite sau la ceva care nu la niște venituri. Și vreau să știu dacă prin acest demers, externalizarea acestui serviciu, cei care vor face această activitate, credeți că vor avea profit? Dacă până acum activitatea asta a fost o pierdere pentru ADDP sau ce Dumnezeu al serviciu s-a ocupat asta, credeți că ei vor reuși să aibă profit? Vreau să pun și o întrebare. S-a discutat că persoanele care vor fi disponibilizate de la societatea respectivă și care sunt casieri, încasatori, nu? Vor fi preluați de GSL. Întreb eu, GSL are ce face cu persoane care sunt casieri, încasatori? Pentru consilierii municipali nu au fost însă suficiente argumentele prezentate pentru a aproba proiectul. Au fost doar 9 voturi pentru, în condițiile în care erau necesare cel puțin 11. Frumusețe feminină a lumii tenisului mondial, Angelique Kerber s-a născut pe 18 ianuarie 1988 în Bremen, Germania, după ce în 2003 nemțoaica cu origini poloneze obținea prima sa victorie importantă, una de top 100 WTA. Kerber avea să dețină cea mai bună clasare a sa, poziția 5-a în tenisul mondial din octombrie 2012. Angelique Kerber este jucătoarea germană de tenis care s-a născut pe 18 ianuarie 1988 în Bremen, Germania. Sportiva, cu părinți de origine poloneză, a început să joace de mică tenis și prima sa importantă victorie poate fi considerată cea în meciul cu franțuzoaica Marion Bartoli. Victoria împotriva adversarei sale, cu aproape 4 ani mai în vârstă, îi aducea nemțoaicei în 2003 o primă poziționare în top 100 cele mai bune feminine din tenisul mondial. Kerber kept her composure as she stood on the brink of the biggest victory of her 9-year career. It is there this time. Oh, she had to work so hard to get this done. You have to give huge credit to Marion Bartoli, but it's all in vain in the end. It's a maiden career title on the WTA for Angelique Kerber. Congratulations to Angelique Kerber, champion in Paris. După importanta finală câștigată la Paris, Kerber avea să facă pași importanți în carieră, astfel că din octombrie 2012, frumoasa practicantă a tenisului, în vârstă pe atunci de doar 24 de ani, era declarată numărul 5 mondial. Aceasta avea să fie cea mai înaltă poziție în ierarhia mondială a tenisului pentru nemțoaica, apreciată de public ca una dintre cele mai frumoase prezențe din arenele de tenis ale lumii. Rămâneți cu TV Giurgiu, jurnalul continuă cu rubricile Sport și Meteo. Nu ratați nici emisiunile Sport Arena și Audiența. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, toate cele bune! Aflată în cantonament în Cipru, Astra Giurgiu a început anul 2016 cu o victorie în primul meci amical al primei perioade de pregătire. Ieri, giurgiuvenii s-au impus cu scorul de 2-1 în fața rușilor de la Cuban Krasnodar, după ce au revenit de la 0-1, marcând ambele goluri în ultimele 20 de minute ale partidei. Formația Cuban Krasnodar ocupă locul 15 în campionatul Rusiei, în echipa adversară evoluând și românul Gigel Bucur. Prezent la meci, ofițerul de presă al clubului Astra a anunțat că după ce au încasat un gol din penalti în minutul 55, pentru Astra lucrul a început să meargă bine abia la final. Golurile echipei giurgiuvene au fost marcate de Alibec în minutul 69 din penalti și de William de Aborim în minutul 78.
Pentru Astra urmează un nou meci amical miercuri contra lui Karmiotisa. Divizionară secundă din Cipru, urmând ca pe 23 ianuarie lotul antrenat de Marius Mudică să revină în țară, unde vor petrece 3 zile, înainte să plece din nou în Cipru pentru al doilea cantonament al iernii, programat între 26 ianuarie și 6 februarie. Iată formația care a evoluat în prima partidă din Cipru. De joi și până duminică, la sala polivalentă Cioncei Hardy se va desfășura returul campionatului național de seniori al diviziei B. Organizatorii au reușit să mute această competiție de la Fălticeni la Giurgiu, scutind astfel sportivii giurgiuveni să concureze după o plimbare de două zile cu trenul. Antrenorul lotului CSM Giurgiu evaluează șansele tenismenilor giurgiuveni. Noi participăm, mai bine zis, Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu va participa cu ambele echipe de seniori și senioare, băieți și fete. Dacă la băieți pe undeva va fi în final o clasare la mijlocul clasamentului, la fete vom avea o dispută foarte îndrăgită, după câte am înțeles eu, în pauza de iarnă, în perioada de transferări, două echipe din clasament s-au întărit cu jucătoare din divizia, ceea ce ne va îngreuna poziția viitoare. Noi facem tot posibil să ne clasăm în play-off, primele patru clasate, în care la noi, în tenis de masă, play-off-ul se desfășoară în felul următor. Locul 1 joacă cu locul 4, locul 2 cu locul 3. Învingătoarele promovează în divizia. Antrenorul Angel Corbu a mai subliniat că șansele ca senioarele de la Giurgiu să promoveze în divizia s-au mișorat față de așteptările inițiale. Asta pentru că, deși pleacă în calificări de pe locul 3, fetele noastre vor întâlni adversare ce s-au primenit cu jucătoare din divizia superioară. Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în majoritatea zonelor țării. La Giurgiu cerul va fi senin, iar temperaturile vor fi scăzute. Temperatura minimă va coborî până la minus 11 grade Celsius la Giurgiu, Izvoarele și Comana și va fi de minus 12, minus 13 grade la Mihăileș, Hotarele și Bolintin Vale, în timp ce maxima termică la nivelul județului nu va depăși minus 5 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 25 de km pe oră din direcția sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 763 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 89%. Apele Dunării sunt în creștere cu 45-55 de centimetri, cota probabilă fiind 250 cm.